Salutare, prieteni! Ce faceți, prieteni? Am ajuns eu în curtea mea a șefii mele. Nu vrea prieteni să apară. Te rog frumos, nu-i v-am terminat. Nu mai pune pe mine. Adu-te, Piedu, că al meu a rămas la București. Cel el tot, el te pocir pe ceva, tu ce mai tu să pe mangi? Nu vrea, prieten. Uite, vedeți? Tu nu mai tot pe mangi. Ia lumina, filmează, mă treci, nu pune pe ea, că uite, e supărată. Am zis că nu mai apar, dacă nu-i dau din ăla, strai. N-are cu ce să-ți dea strai. Dar nu mai pune pe mine. Adică în filmarea lui. Eu nu fac pentru mine, ci fac pentru el. Deci, hai ca să-i fac cum mai. Nu mai fac nimic, prieten, ce face, probabil, să nu vă luăm. Oh, Doamne. Să nu e. Să nu e pe imaginea mea, pe intimitatea mea, pe... Nu! Nu mai fac. Nu, că n-am luat-o! În filmul ăla e. Nu mai fac. Dă-te de acolo. O pune acolo pe el. Păi dacă ești acolo și camera acolo, de la telefon. Pune acolo ca să vadă în spate, că se vede garajul ăsta urât. Nu, de ce de garajul nu e nimic. Nu știi să filmezi. Uite cine vorbește, nu la vlogăriță. Nu, Uite bă! Nici nu știi să filmezi. Ea știe. Să filmează și pe Anas, cred. Prieteni, să vedeți ce filmă face ea. Vă rog eu, haideți, abonați-vă să vedeți talentul ei de ăla de șmecherie. Șmecherie cu capac. Prieteni, o cheamă Câmpiana Mex de la Strehaia. Și o să schimb numele ăla de Mex. Și o să pun Găman. Noroc, sănătate, mă. Da, prieteni, Câmpeana și-a făcut canal de YouTube. O cheamă Bubu Mex. Haideți, prieteni, vă rog eu frumos, abonați-vă. Ce Bubu Mex? Găman... Vezi? Câmpeana Mex de la Strehaia. Nici limbă nu mai are în gură. Nu mai am, uite, să mai știe să e obosit. A venit obosit, a venit. Am ajuns, prieteni. Ați văzut că eu deja am... Acolo, colecția mea de ferotani. Am muncit Câmpeană, ți-am luat când vin acum acasă. Cu el, să vin cu Duba. Ți-am adus vitrină. Nu mie. Auzi. Nu mie, ție ți-a adus. Mașina mea a adus vitrină, dar mașina. Și mașina. Ăla ce l-am cumpărat, ăla și acolo. Trebuia să dau 15 milioane la platformă, am dat toți banii pe marfă. Aduc toare cu săptămâna viitoare, prieteni. I-am luat la ferotani lui Câmpeana o vitrină de aia. Da, că Câmpeana îi trebuie numai din ăștia, utilaje îi trebuie lui Câmpeana. Aia îi trebuie lui Câmpeana, să duce cu ei acolo la groapă. Dar ce trebuie? A? Ce trebuie? Ce trebuie? Distrare trebuie. Aia trebuie. Numai vase, să fiu acasă, casnică. Mi-a rămas o semință. Au căței mei. Au crescut prieteni, uitați. Da, prieteni. Am pus și pe TikTok, ați văzut, acolo am la depozit, am adus ferotanii, am adus o vitrină de inox de aia șmecheră, i-am luat niște cuptoare, niște scaune de alea de fier, de alea faine, de alea vechi, de cred că au 100 de ani. Și i-am mai luat din astea. S-ai luat, nu mi-ai luat. Și ale tale nu sunt. Bă, mie nu mai întrebe nimic ce aparține de tine. Mie nu mai întrebe, ce mai întrebe mie? Păi fă-ți nu se pare. Nu mai întrebe mie nimic de la tine. O am să-i fac bucătărie, să-ți faci bucătărie separat aici. Adică să-ți faci tu, nu eu. Eu? Da, tu îți faci. Tu ai muncit-o. Păi și cine a muncit-o? Tu stăteai acolo și te distrai acolo. La Timișoara te distrai. Prin baie toate zutranțele. Toate nacotele. Da, prin baie. Toată viața ta te-ai distrat. Vine vorba lui Dănuț. Tu n-ai știut să copii și nu Dănuț, vedeți, prieten, că Dănuț e la muncă, de spuneați că nu e bun de muncă. Dănuț, ai spus tu, dai minte să mai spună prietenii. Ai spus tu. Cu gura ta. Ceartă, că mi-am de aia spate, din cauza lui Dănuț. Una, două, zice, ieșiți afară din casa noastră. Ieșiți afară din casa mea. Da, el, băi, dă marci de lumii. Păi și cine a ieșit? N-am ieșit eu. Tu plecasem, doar sâmbătă sunt. Și la ce mai ieși sâmbătă? Ce să faci? Cum te duci?
te duci bob și vivacă. Aia faci. Că bine zici. Te-ai dus bob cu un preț așa, bine. Ce, să vede ceva? Așa, mă, fără bagaj. Uite, fără bagaj. Din toată tufa de bani. Ia uite când beană ce mănânc. Din toată tufa de bani, vezi, uite, că... mai am 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 5.000.000, 6.000.000. Nici aia nu sunt ai tăi. Nici aia nu sunt ai tăi. Nu, trebuie să-i dau lui Florin, că sunt datori la el. Da, și el e la mine. Asta este Naholeau. Asta e. Da, prieten, că Beana e supărată pe mine din cauza lui. Toți le-am purcat, dar nu, toți ziceam, toți. Hai, vorbește tu. Eu vreau toți să... și neamul lui, nu e bun, Dănuț. Nu e bun, Dănuț, toți ziceau, când se certau, Dănuț, Dănuț. Ei sunt buni, prieteni, ei sunt buni. Toți. Și unul nu m-a întrebat. Trei zile am stat supărată și am prins și unul nu mi-a spus. Să mă sună, mă, ce, într-adevăr, plecă Dănuț, lasă că vine, s-a dus la muncă. Nici unul nu m-a întrebat. Niciun mai bine plânge altele, stringhe, Dănuț. Că știe cum e el mai bun, lau, mai așa. Dar neamul lui nu m-a întrebat niciunul. Și ale tale au... nu am întrebat. Păi cum să nu? Cum să nu? M-a sunat tata ei tot. Plângea mama, plânge și acum și întreabă de el. Cum? Da. Prieteni. Campeana de aia mă ceartă pe mine, nu-i problemă, suntem în familie, el nu mă supăr pe ea. Ah, familie, care familie? Atunci cum să spun? Nu mai spune nimic, ai venit în vizită o oră, două și îți faci papuci și te duci unde vrei. Ori la mămica, ori unde vrei tu. Nu mai spune tu. Stau oala cu să-ți fac ție, mamă, veni bărbatul acasă, mă. Te-ai să pun oala pe foc. Dar nu trebuie, dau cafeaua și mă duc. A, păi, dar noi nu mâncăm raci, noi mâncăm carne dincolo de la coa și mâncăm cu noi. Nu mâncăm raci, nu mâncăm perde de pui cu sfrecă. Da, prieteni, mai spun o dată, nu mai, lasă-mă să povestesc un pic. Ce să povestesc? Eu nu vorbesc de săptămână cu prieteni. Păi ce, ai de vorbit ceva? Da. Știe prietenii cine ești. Așa, prieteni, știi cine sunt? Știi cine sunt. Da, m-a sunat și pe tine și a zis că ce faci tu la București? Că stai cu... de aia l-ai golit pe Dănuț, auzi? Stai cu coțomările. Da, da. Dar n-ai văzut că eu muncesc. A, numai... săracul de el. Muncește o oră, două și după aia... uite, câmpeană, n-am pe nimeni, Ana. Dar după aia se uita așa după el. Mă, tu te dai că ești mecher, dar tu ești prost de caz în grup. Da. Da, deci... dacă mai repet o dată, ea mai vorbești peste mine. Nu mai vorbesc. Păi și ce? Când ai avut tu cuvântul? Prieteni. Ai avut o dată cuvântul? Ai avut cuvântul? Treci la cameră și vorbești. Tu numai să te enervează omul, faci ca câinele ăla. Și de ce nu vrea la televizor? E umflat în măseaua. La, nu mai spune prieteni, am zis că eu nu mai apar pe canalul lui. Vă minte. Bine, atunci prieteni, abonați-vă la ea. Câmpeana Max de la Strehaia, vă rog eu din suflet și vă o vedeți pe ea. Că eu și așa, dacă plec iar, uite, vă spun ea, mă face praf. Prietene, mi-am făcut canal separat de el. Să nu mai filmez cu această persoană. Dar are decât 300, mai are nevoie de 700. Acum, haideți cu toții, vă rog. Vă mulțumesc din suflet, care vă abonați. Când vezi dumneavoastră, atunci o să fac și eu. Cum nu vă obligă, dacă aveți plăcerea, prietene, da, abonați-vă. Să vedeți ce carcavele îmi dă ea singur aici acasă, că eu o să plec iar. Hai, lasă-mă să spun. Ce să mai spui? Ai spus de tot. Prieteni, de aia e supărată, de aia mă ceartă, din cauza lui Dănuț că s-a dus la muncă. A, păi dacă el a luat hotărârea asta să meargă... Dar dacă nu te încertai cu el, nu pleca. Stai un pic. A făcut bine, dacă el a vrut, a demonstrat că este zmeu, că are inimă în el, că, na, că vrea și e muncitor, nu unii care îl fac că nu e muncitor copilul meu. Copilul meu n-a vrut să meargă, că sunt destui care nu merg și nu produc nimic. Și ce lipsește lui Dănuț? Dar lui Dănuț nu i-a lipsit nimic. Ce am să muncească? Am zis că trăiesc eu pe pământul ăsta, muncesc eu. Să se ducă alții am care are nevoie. Am zis că știți cum e Dănuț slăbuț, nu am vrut să facă el vreo prostie, ceva, am zis că muncesc eu. Că e copilul meu. Acum, dacă el a hotărât asta, într-adevăr că îi simțim lipsa. Adică tu nu, că ești plecat, dar eu.
Și am zis că lasă-l că vine el, mai e puțin, își face și el niște bănuți, nu e vorba de bani, dar să fie cu minte, să nu facă ceva pe acolo, că fără noi, na, dacă nu suntem lângă el. Eu așa l-am crescut pe Dănuț. Și de-aia am și atât câmpeană din cauza lui Dănuț. Și am vrut să demonstrez și eu lui câmpeană, adică să-i demonstrez, să arăt cum muncește Dănuț, că muncesc și eu. Normal. Și eu ridic prieteni, am ridicat la ferotanii, la mașini de spălat, la frigidere, la alea, la... Asta e și am ridicat oamenii că... care muncesc acolo în Banat. Nu, am zis că nu mă vai. Da. Am vrut să spun că de-aia mă cert și că am vrut să fac și eu ce face de noi. Să muncesc, să nu mai dau banii la altul, să o ridice, păi să fac. Păi de ce să dai banii? Muncești în ziua de astăzi. Dacă e ceva de muncă... în casă, aici, la mine, în curte, acolo, unde sunt plecat, să muncesc eu. Păi muncește, fă-i cum făceai eu mult. Că nu e problemă, munca, prieteni adevărat, cum spuneți voi, munca se uită și așa, e, așa devine omul muncitor și gospodar. Păi ăla care muncește are de toate. Care muncește are de toate. Ca și patul, cum ți aștept, n-așa dori. Normal. Ce să facem? Tu? Tu ce faci? Că ți-am găsit partener. Da, da. Găsești nu mai spune așa, că ți-a trimis bateria, am băut cu el, am mâncat. Da, lasă, tu îl găsești tu, mai ai găsit. Nu, stai un pic, nu că îi găsesc eu, dar lasă, e simpatic, are de toate. Lasă, că nu mai e să și el chiar ține la tine. Da, da puțin, să fie sănătos, să-i ajută Dumnezeu. Tu dacă vrei, ai bogat, are de toate. Lasă bogăția, că mai nu va bogății. Nu, e a, simpatic. Mai bogății. E simpatic. Nu, dacă vezi că nu, iar n-ai zis opinie, zici de ce s-a pe tine. Tu iar ai zis, ai sărit la bogății. Mă, nu cogonesc eu. Dar chiar întreabă de tine tot timpul. A venit la București, ți-a trimis două baterii de mașină. Apoi dacă întreabă, te va sumată pe globuri. Păi îl vede toată ziua, urmărește. Apoi, dar știi de ce e supărată pe el? Că mi-a zis și acum. Lumina e supărată pe mine că ți-a zis Lizuca. Apoi, dacă nu și auzi, l-ai blocat peste tot. Hai, lasă, auzi că nu-ți mai spune Lizu. Apoi, aia a fost o prolecă pentru ea. Nu-i problemă, Lumina. Lumina, SRL. Da. Hai. Și-a cumpărat geleu. De la ultimul, a dat 120.000 de euro pe el. Da, dar n-aș alegi lui. E simpatic. Nu pui să fie sănătos. Hai, las că vorbim. Mergi cu mine la București și poate bem o cafea să vezi, în realitate. Mergi cu mine la Bucale și vii cu două areu. Ha? Lasă, prieteni, o să vi-l arăt eu. O să mă filmez când o să plec la București să-l vedeți și să-mi spuneți dacă este ok acel băiat pentru ea. Dar nu obligată, că să nu se înțeleagă greșit. Dacă ea vrea, dar să-l vadă în realitate. Păi ce, nu-l vede toată ziua? Nu, unde l-a văzut? O, păi, bă, filmă pe TikTok. L-a văzut pe TikTok. Și-a băgat un lanț la gât, brățară, verighetă, telefon 15, max. Păi ce, bă, le omul... Geleu, păi, i-am zis. Dar de ce ți-ai băgat lanț acum alea și s-a îmbrăcat așa fain? Păi a venit căldura primăvara și merge lănțul cu brățară, cu... Tu nu spui și tu. Adă fac. Auzi că te duce Lumina, Lumina. În București. Lumina, adă lanțul de la câine să-i pun la gât. Lumina, auzi că te duce la București la cea mai scumpă bijuterie și te îmbracă în aur. Lasă. Îți spune lanțuri, brățări, inele. Nu ne trebuie bijuterie. Îți spune și lanț la picior. Să-mi da Dumnezeu, e bani de ocupă și sigur. Păi și nu-ți trebuie bun pe cineva. Păi tu ai luat ceva la ta. Tu ai lăsat la Amani de pe ea. Du-te tu, ce să-ți iau ție? A, ce să-ți iei? Carcavele, de ce să am luat eu, n-ai văzut ferotanie, ai văzut fier. Da, da, tu zici de altul. Ferotanie. Bine, prieteni, haideți că mai începem și mai târziu, prieteni. Prieteni, vă pup, vă mulțumesc. Vă auzi, dar de ce nu le-a rupt? Să ne tu pe ăla. Da. Îl întreb. Îl ia eu. Hai bine. Dacă... Nu mai spun numele tău, dacă vezi locul ăsta, iau ce spune câmpeana. Auzi că te ia ea. Păi n-ai zis tu că omul auzi, alege, păi lăudat, că tu n-ai geleu, ai mergeție ce ai. Și lei tu. De nu, nu mai spun numele lui aici.
Dacă vezi vlogul ăsta, iau ce spune Câmpeana. Spune-o că ne vedem la București. Gata, prieteni. Vă mulțumesc din suflet, am venit acasă. Vă doresc un weekend fain și ne auzim și mai târziu. Și vă rog, eu am rugămintea la voi, prieteni, abonați-vă la canalul lui Câmpeana, lui Câmpeana Max. Da, cocoșet, mă doare spatele de la alea, de la alea. Prieteni, vă rog eu frumos, abonați-vă la Câmpeana Max de la Strehaia. Vă pup și vă doresc un weekend fain. Ia uite, Dănuț, numai tu muncești, ia uite ce e pe mine. Ia uite. Uite cum încar pe rotanii. Ia uite. Cu duba, vezi? Ia uite, vezi, Dănuț? Uite, cu duba încar și eu, uite. Ferotanii, fer, inoxuri, cupru, baterii, vezi? Ia uite. Uite ce e pe mine. Uite, nu mai pot. Vezi, muncesc. Cine mai spune că nu muncesc? Multă lume mai spune că eu nu muncesc, că nu-mi place mie munca. Păi dacă e de muncă, e de muncă. Când e de pileală, e de pileală. Când e de zmarduială, zmarduială, fraților, așa e. Păi da? Cui? Cui nu-i place banul în buzunar, să aibă banii în buzunar? Uite, am dat toți banii, uite, am mai rămas. Cu ăștia mă duc și o diseară la restaurant să mănânc o friptură de vită. Dau o baterie de vin și gata. Și mi-am făcut ziua de azi de vineri și mâine mă duc acasă în weekend și de luni iar începem și uite așa. Și mulțumim lui Dumnezeu că și-a logau. Am dat jos, să știi ce am dat. La fier. Uite. Vezi, la fier. Ce? Nu stă bine asta la mine? Ce, o mai dau la fier pe asta, vezi? Uite. Așa că, prieteni, nu mai luați de mine, că uite. Uite ce muncesc, uite ce am luat la fier. Uite. Uite, de exemplu, uite ce e asta. Asta? Uite. Cum să mai dau eu pe asta la fier? Hai, care merge. Uite. Vezi? Uite ce e ale. Le mai dau la fier, Dănuț? Vezi cum e? Uite ce muncesc, uite ce e. Așa că nu vă mai luați de mine, că muncesc, că îmi plac banii. La toți ne plac banii. Fără nebunii, fără prostii, uite. Ferotanii, le iei cu 1 lei, 2 lei. Uite, am făcut curățenie, vezi? Am făcut. Ia uite câte ferotanii am luat. Uite, Dănuț, e muncă și în România, uite. Uite, ca să vezi. Uite, dar asta e o vitrină care o duc eu acasă, uite. Uite, Câmpeană. O vitrină de inox. Ia uite. Uite și aia. Vezi? Ia. Cu băieții. Nu numai eu singur, am niște băieți care nu-i filmez. Bem sucul, aștept să fac plata. Suc la 2 litri, la 1 litru 25. Da. Ce fac luni, deci și mi-e liber, te rog frumos. Nu. Nu, până nu vine Dănuț, din Germania, nu. Nu-ți dau liber. Ceau, ceau. Trecut Câmpeană și pe a mea. Aștept să fac plata acum și gata, prieteni, pe astea, pe ferotanile mele. Ne auzim mai târziu.